Silviu Munteanu și prietenii săi. Podcast Nu Futilități. Am apăsat butonul de live, un subscribe la canalul 13 TV ar fi mult apreciat-o, căci ne-ar face mai vizibil. Bineînțeles și un like. În seara asta stăm la vorbe cu bunul meu prieten, muzicianul Sergiu Corbu Boldor, singur om pe care îl cunosc care avea doi jderi. Mai jderie? Nu-i mai am. Dihori. Dihori erau. Am înțeles. Știi, mult timp m-am raportat la tine ca la un om cu toate țiglele pe casă până te-am văzut cu dihorii și atunci... Ce faci? Ești în turneu. Foarte bine, am terminat prima parte a turneului de zlegane, da. Și stau în bârlogul nostru și ne blingem rănile, vorba aia. Înțeles, ne recuperăm la turneu. Nu v-a fost ușor. Ușor, neușor, e frumos, ne place, mergem înainte, e bine, e foarte bine. A fost cu happy end turneul, a ieșit bine, a fost lume, ce să zic, totul e foarte bine. Hai să vorbim un pic, uite, despre asta, că voiam să deschid discuția mai târziu, dacă am deschis-o acum, o continuăm acum. Deci sunt 147 de ani de când s-a născut Brâncuș, da? Și te-ai transformat într-un soi de apostol al lui Brâncuș și ai mers prin stare cu un spectacol de zleganie ritual. Da? Am văzut și eu câteva imagini, a fost un spectacol destul de bizar care are taina lui, dar am învățat și eu de la oameni mai luminați ca mine că dacă înțelegi toate aspectele unei opere de artă, înseamnă că e chici și că nu mai au taină, știi? Cum a fost prin... Cum a fost? Cum a fost prin țară? Știi, eu sunt foarte curios. Sunt neieșit din București de multe luni de zile și cumva simt nevoia să ies. Și dacă nu reușesc să-mi fac timp pentru asta, atunci trebuie să mă hrănesc ca un vampir cu poveștile altora, știi? Cum a fost prin țară? Pentru că, uite, am avut doi ani de pandemie, avem acest an de Balșul Jihad și e altfel lumea. La fel a fost și pentru noi destul de dubioasă toată situația cu pandemia, că atunci a început să se înfiripe dezleganea. A fost destul de ciudat. Mie mi s-a părut foarte dubios faptul că nu puteai să te manifesti, nu aveai voie să cânți. Am înțeles ideea că trebuie să stăm izolați sau să stăm la distanță unii față de ceilalți. Dar de ce nu pot să cânt, de ce nu pot să mă montez cu scena în vârful unui bloc și oamenii să treacă pe la un kilometru distanță de mine, că sunetul se aude? Ei, și multe întrebări de genul acesta. Și ne putem să stăm în casă unii... Ce-mi place să vorbesc cu oameni din același trip cu mine. Continuă. Am vrut doar să subliniez că noi n-am avut discuția asta până acum. N-am avut. Și nu suntem singuri, mai sunt oameni de ăștia ca noi care pur și simplu n-au să stea liniștiți și unul dintre ei este Radu Lucian. Radu Lucian este un artist cu care noi colaborăm de mai multă vreme și el este designer, desenează, pictează și alte cele. Și ne-am dat o provocare, am zis, hai să facem în felul următor. Eu cânt, tu desenezi, tu desenezi, eu cânt. Ne trimiteam lucrările reciproc și uite așa au început să apară primele chestii de dezleganie, care au apărut acum vreo 3 ani, nu acum. Când vorbești de desen, vorbești de niște visualuri. Vorbesc chiar despre desen, mai exact coperta albumului Dezleganie. Mhm. Ăla e unul dintre desenele făcute în acea provocare pe care ne-am dat-o noi doi. Da. Ok, cum e lumea prin țară? În București e nevrotică, toată lumea este nevrotică. Și nu mai poți să ai alte... Există această, cum îi zice, această situație, băi, nu mai poți să ai alte opinii, că dacă ai alte opinii, te trezești cu... ți se suie lumea în cap. Nu-i nimic, eu sunt antrenat pentru asta, tocmai m-am reapucat de tras de fiare, deci... am puțină febră musculară. Noi ținem cont foarte mult de opinii și de păreri, dar facem fix cum ne taie capul. Adică ne ajută, feedback-ul e bun, e constructiv.
sperăm să vină cât mai sincer, adică opiniile și părerile și toate alea. Dar într-un final facem fix cum vrem noi. Unul la mână referitor de părerile oamenilor. Reacția prin țară, ce se întâmplă în țară, e foarte contrastant, pentru că, uite, turneele noastre astea cu dezleganie, de-aia se numește dezleganie, pentru că am simțit nevoia să ne exprimăm, să facem ceva, ne-am dat o dezleganie la artă. Au început în timp de pandemie. Primul turneu de anul trecut a fost făcut în ilegalitate, pentru că nu era voie să întâmple nimic, noi făceam turneu. Cum era ca Sex Pistols când au fost interziși, cântau sub numele de Spots, care însemna Sex Pistols on Tour Secretly. Clar, bun. Păi ceva de genul am făcut și noi. Doar că nu ne-a ieșit treaba să fim cu turneu secret și complet ilegal, pentru că a venit războiul peste noi. Anul trecut. Micile bucurii ale vieții, da. Bun. Și atunci, anul trecut, am prins o situație de asta foarte interesantă, că am avut concerte care s-au anulat în Sighetul Marmației și turneu din Republica Moldova. Păi era o tensiune foarte ciudată și prin nordul țării, pe la Suceava. Era o tensiune destul de interesantă și de incomodă asta cu războiul, că băteau bombele la ușă. Asta pe de o parte, că un pic înainte era tensiunea cu virusii. Unii se protejau, unii se simțeau neprotejați, alții foloseau mască, alții nu dădeau doi bani pe asta și era greu să eviți subiectele sensibile. Da, 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 e greu. Da, asta e de înțeles cumva, că e pe buzele tuturor. Ce nu înțeleg eu, ce mă depășește pe mine la un moment dat, este de ce nu pricepe lumea că putem avea opinii diferite și că nu venim cu adevărurile de acasă, ci putem să stăm la vorbe și la argumente serioase, să ajungem la un adevăr comun și că lucrul ăsta nu se rezolvă nicicum cu isterie, băi nene, și cu nevroză și cu să-ți dau un cap. Adică, dar cum îți permit să... Băi, mă lași. Poate că am citit mai mult, da? Poate m-am documentat mai mult. În fine... Iar am văzut, lumea funcționează. Ce-ți spun eu este cum funcționează lumea în București. Dar aici sunt mai multe românii la un loc. Înțelegi? De asta sunt curios de pildă cum sunt oamenii, că acolo e altă mâncare de pește, în Sighetul Marmației. Păi n-am mai ajuns, că l-am anulat. Am înțeles. Și nici la Suceava. La Suceava am ajuns până la urmă, a fost interesant și acolo, dar așa la modul general să zic că situația e împărțită. Ca întotdeauna o să fie unii care stau liniștiți, alții care stau mai agitați. Noi încercăm să-i căutăm pe cei care cred în artă, cred în puterea artelor, cei care practică artele, oameni care... ascultă muzică, care pictează, care desenează, care fac ceva care hrănește sufletul. Noi pe ăștia îi căutăm, pe ăștia îi așteptăm la evenimentele noastre și de aceea reușim cumva să stăm la distanță de știri, de știrile de la televizor, de exemplu, și de ce se întâmplă în lume. Sigur că punem osul la bătaie și facem ce putem să contribuim către o lume mai bună, dar în același timp stăm ancorați în artele pe care le facem noi în turneu cu dezlegane sau în alte acțiuni pe care le avem. Și chestia asta cred că are cumva, nu cred, sunt sigur, are cumva un efect așa dublu. Adică, în primul rând, stau eu liniștit, că mă mai înnebunesc, că n-am unde cânta, n-am ce face, n-am, pur și simplu fac asta. Pur și simplu îmi iau vioara și mă duc și cânt sau fotografie sau scriu. Și prin felul ăsta și cei care vin la evenimentele noastre, care vin la concerte sau care cumpără niște produse de ale noastre, cum ar fi o carte sau un album foto sau un CD sau un album, și ei cumva trăiesc într-o formă sau alta sentimentul ăla de liniștire pe care îl are arta. Știi, mă gândesc când cineva se hotărăște să vină la unul din spectacolele tale și să-și cumpere bilet și să intre acolo,
Băi, cred că, de fapt, în primul rând, întâi de toate, vrei să-ți iei o pauză de la toată demența asta colectivă, știi? Și să te hrănești cumva spiritual și cu altceva. Eu asta, simbolic, nesimbolic sau mai concret sau mai discret, e exact chestia pe care am o face parte din textul dezleganii. Hai cu mine, vină cu mine în această lume, în această lumină difuză și pășește cu încredere și invit pe cel prezent în momentul respectiv, îl invit să renunțe un puțin la conexiunile astea cu toată rutina socială pe care o avem în jurul nostru. Unii reușesc, alții mai mult, unii mai puțin, uneori eu mai mult, uneori mai puțin. Când cum? Măi, în ultimii ăștia 3 ani, da, lucrurile mi se pare că s-au dus atât de tare la vale, încât când mai stai tu cu tine și te gândești, da, încotro lumea, încotro, știi? Băi, personal, lucrurile mi se pare că au intrat într-o dinamică destul de proastă în care sunt foarte greu de oprit. Războiul are o dinamică a lui în care nicio parte nu se mai poate opri. Băi, ce îmi rămâne mie de făcut personal în toată situația asta? Să-mi văd în continuare de treburile mele și să mă concentrez pe ele și să fac asta. Ce-o fi Dumnezeu cu mila? Dar cred că e foarte sănătos să facem ce știm noi să facem și ce ne și place. Că uite, măi, mai cum suntem e? Și ăștia. Râdem și glumim, dar ce facem dacă, când noi ne punem, în martie plecăm în turneu în Republica Moldova, reușim anul ăsta să-l facem. Sau ne facem planuri, că în primăvară... Mai facem un podcast cu povești de acolo. Mai facem un podcast, mai facem întâlniri, abia aștept să ne vedem, să ciocnim un pahar. Dar ce facem dacă crapă pământul la propriu, că uite-te ce se întâmplă, și nu mai facem nimic din toate astea. Și apoi m-am mai gândit la următoarea chestie. Ce fac atâția și atâția, nu zeci, sute, mii de artiști care nu mai au acces la niciun instrument de cântat, la culori de pictat, la pânze, ce să vorbim, că ei n-au apă de băut. Și atunci ce facem noi? Că uite, ne aflăm la podcast și vorbim cât de frumos în turneu. Ce facem? De ce facem asta? De ce mă duc? Nu știu, că suica s-a făcut. E important să fi făcut suica. Suica s-a făcut, încă se practică aici, în sălaji. Doamne ajută! Păi e important. Acum am înțeles că vor să interzică ușor, ușor. În anumite țări mă amuzam că vor să interzică alcoolul, că s-a ajuns la, în Canada e această discuție, s-a ajuns la concluzia că de fapt dăunează vieții și mai bine nu. La noi aici sunt oameni cu alcool care trăiesc până de la făcut în casă, ce-i drept, da? Care trăiesc la bat 90 și ceva de ani. Știi, mi-aduceam aminte de un, era un reportaj la TVR la un moment dat, în care, mă rog, reporterul mai sofisticat așa l-a întrebat pe un bătrân noagenar, cred că se spune, 90 și ceva de ani, zice, bădie, care este secretul longevității? Și să se uită așa. Cum ai ajuns la vârsta asta? A, răchia m-a ținut. Iar la podcastul meu se și fumează, după cum poți observa. Bine, că se poate și bea. Eu nu știu dacă se înregistrează acum și scrisul pe care îl avem aici, pentru că la mine scrie Silviu Munteanu, dar la tine scrie, este numele soției, da? Ce face soția? Luiza. Pentru care este etimologia cuvântului soție? Soție, cine o vrea? Eu cred că ți-o fur dacă mai vii cu de-astea. Dar stai că mai există una. Știi care e etimologia cuvântului nevastă? Nevasta în cale. Mai nu știu cum e la voi la Rockstar, acum nu mă bag în... Dar eu știu că ea face, ea are un tip de a face vrăj, ea este trecut acolo, am văzut îngerul păzitor al trupei. Ba mai mult, lasă-mă să fac o observație din afară. Este singura femeie, dacă mă întreb, pe care eu o cunosc, care își susține cu atâta dăruire proiectul soțului, adică singurul echivalent pe care îl mai cunosc este Sharon Osbourne.
Înțelegi? Nu e puțin lucru. Înțeleg chestia și într-adevăr, cred că într-adevăr e o minune treaba asta, că putem să lucrăm împreună la aceeași poveste. Pe noi, noi ne-a unit muzica și în jurul muzicii s-a construit toată povestea noastră. Și acum, când vorbim despre Luiza Mitu, adică îngerul păzitor al proiectului Corbu, așa ni și raportăm, ca la cel care îngrijește toată povestea asta și face să fie bine. Uite, face ca telefon, să am telefon unde să pot să vorbesc cu voi. Minunea tehnicii moderne, da. Aia. Noi ne-am văzut, trebuie să spunem și asta, ne-am văzut de curând la Trei Bețivi. Da. Relativ de curând. Și aia a fost o cântare, dar aia n-a fost dezleganie. E altă mâncare de pește acolo. Noi avem mai multe spectacole pe care le susținem. Acum a fost povestea cu Dezleganie, care este un one-man show în care cânt singur pe scenă, folosesc vioara ca var și instrumente electronice și un spectacol de stare, de ambianță. Și Brâncuș și-a făcut o vioară, știi? Până la 14 ani și-a făcut singur vioara lui. Băi, mare șmecherie să știi să faci o vioară. Băi, trebuie de lutier, de așa, și la 14 ani să fac asta. Oh, și nu din piatră, din lemn a făcut-o. Așa, te-am întrerupt. Unde am rămas? Ai rămas la cele câteva tipuri de spectacole, dacă vrei, la care lucrezi. Unde ai fost Dezleganie, da? Da, acela. Și ce ai văzut la Trei Bețivi în vară a fost Ce am pățit odată. Este un spectacol cu trupă, chitară, tobe, bas, chitară, cam asta e formula standard de trupă rock. Și e un spectacol foarte energic, în care combinăm stilurile celor care participă cu ritmuri de la rock, la blues, la jazz, la... Să știi că am simțit acolo un filon de Velvet Underground care pe mine m-a cucerit. Păi n-am ce link să-ți trimit, am fost la tine, n-am filmat, am fost la tine la show. La un moment dat avea filonul ăla de Velvet Underground, de sleaziness, așa, de... Înțelegi ce spun. Așa, asta da, este... Da, mă bucur că... Eu mă bucur. Așa, ăsta este al doilea. Mai e vreunul în afară de astea două? Da, mai este, pe lângă astea două, mai există Cei Care Tac. Cei Care Tac este un spectacol care implică tot trupă, de la tobe, chitară, vioară. Și chestia diferită la acest spectacol e că folosim foarte multe atmosfere electronice, adică muzică, sunete, instrumente electronice. Iar acest album, Cei Care Tac, este construit pe versuri scrise după romanele Haiganu ale lui Marian Coman. El a scris romanele și de acolo am extras versuri pe care le-am folosit în Cei Care Tac. Care oricum e un album diferit. Nu-i ca... E un album construit care începe într-un mod mai teatral și are o legătură în toate piesele. Adică poți să le asculți ca pe o singură poveste. Piesă. Exact, exact. Am înțeles. Povestește-mi un pic de romanele astea, eu habar n-am nimic. Și de scriitor. O chestie foarte faină pe care au făcut-o niște artiști de la noi din țară și anume că au construit povestea Hara Palp Continuă. O poveste care s-a inspirat din varianta de folclor, varianta lui Creangă. Și au ridicat toată povestea asta cu Hara Palp și personajele din jurul lui la nivel de Marvel, de supereroi foarte fain făcuți, foarte pregătiți. Iar ce mi-a plăcut mie foarte mult la acest Hara Palp e că superputerea lui era rațiunea. Asta era puterea lui cea mai mare, superputerea, rațiunea. Ei, și în toate aventurile astea pe care le-a avut Hara Palp, la un moment dat s-a desprins Haiganu. Haiganu e
provenit din ochilă. Adică un om care avea ochii minții deschis, cu care vedea în alt mod lumea în care se afla el. Acesta este Haiganul. Și glanda pineală decalcifiată. Bineînțeles, normal, cu paste de dinți de aia care nu conține calciu sau fludor sau ceva de genul. Fără depune. Așa. Așa. Iar ce am vrut să zic, că albumul nostru, Cei care tac, conține un teaser către volumul 3 de Haiganul, nepublicat. Deci admiratorii de literatură SF să fie pe fază, pentru că din Haiganul există două volume publicate și există volumul 3 în scriere, care are un teaser la noi în album. Se găsesc astea pe panacorbului.ro, toate astea? Albumele noastre se găsesc pe panacorbului.ro, bineînțeles, la merchandising pentru magazin. Să susțină. Bineînțeles, avem tot ce trebuie acolo. Iar cărțile lui Marian se găsesc la el, bineînțeles. Cărțile lui Marian Coman. Da, n-ați făcut un schimb de linkuri. Am mai făcut. Dar acum așa se găsesc astea. Dar care-i treaba? Povestește-ne un pic de acest ochilă. E extras el și făcut o poveste pe el? Sau? E extras și făcut o poveste pe el și toată povestea lui, dar nu pot acum să povestesc toată ce s-a întâmplat acolo, plus că nici nu mai țin minte că a fost de mult când le-am citit, atunci când au apărut și atunci când am făcut Cei care tac. Ceea ce pot cel mai mult e să recomand oamenilor să asculte albumul nostru Cei care tac, se află gratuit pe internet peste tot, în special pe Bandcamp. Și la noi pe site, dacă intră cineva, găsește acolo link-uri către toate albumele noastre. Să-și facă o idee despre ce înseamnă literatura SF transpusă în muzică. Și apoi să citească cărțile. Probabil că există chestii comune, sigur, bineînțeles că există chestii comune, și le vor plăcea și textul din romane și muzica. Sunteți și la fel doar toată muzica pe care o avem. Sunteți doar pe Bandcamp? Nu, suntem peste tot. Sunteți și pe Spotify și pe Tidal și pe... Pe Spotify, pe Bandcamp, pe Instagram, pe Facebook, pe Tinder, pe Grindr, pe YouTube. Ok, Cupid. O să caut. Da, mă duc acolo, pe Tinder. Da. Tinder e plin de citate, am înțeles. Dar uite, suntem pe TikTok. Așa ce nu mi-am imaginat că o să fiu pe TikTok, dar iată că sunt și acolo. Și de ce îți întrebam de platforme, odată ca să știe lumea unde vă găsește, doi la mână, am văzut o statistică care mi s-a părut foarte interesantă. Era o statistică Spotify, da? Spotify până una alta este aplicația de streaming cea mai folosită pentru muzică. 80%, da? 80% din consumatorii de Spotify ascultau classic rock. Și mă rog, cumva, hai să zicem, mă bucură treaba asta, dar cumva mă întristează, dar mă gândesc că e mult mai complicat pentru artiștii care nu sunt classic rock. Ei trebuie să fie în marja aia de 20% și în aia 20% să reușești să fii undeva mai sus. Da, și să poți să-ți permiți un trai decent din treaba asta e destul de complicat și e destul de complicat în toată lumea, adică nu numai aici la noi în Bătătură. Chestia asta nici nu știu cum funcționează cu Spotify-ul și traiul decent. Noi nu ne încadrăm în categoria aceea, așa că cei care ne ascultați, intrați pe Spotify, dați like-uri și view-uri multe. Ca să intrăm și noi în categoria celor care au un trai decent din Spotify. Să ne permitești și noi Tesla. Da, din muzica ascultată pe Spotify ne permitem un Tesla. Bă, nu știu că unii au făcut bani frumoși, dar vă că și ăștia sunt toți peste o vârstă, adică cei acum nou mai puțin. Da, nu știu. Bănuiesc că se fac și la noi aici niște bani, dar în zona asta mai puțin. Complicat. Acum, știi, ajuns la o vârstă, mă gândeam, zic, bă, cred că mi-am ales meseria prost. Nu mai bine mă făceam polițist, știi? Și am la 40 ceva de ani la pensie, aveam o pensie mai mare decât salariul meu actual.
M-am gândit și eu la treburi de genul acesta. Eu sunt mulțumit cu ce sunt, cu ce am, cu ce activități am avut până acum și cu felul în care mi-am gestionat cât de cât viața până aici. Sigur că putea fi într-un fel sau în altul. Dar uite, că poate mai sunt artiști care se gândesc, bă, n-ar trebui să lucrez ceva, să am un job stabil, că e cam instabilă situația. Eu mi s-au oferit vreo 3 joburi așa de-a lungul vieții mele, 3 joburi. Silviu, dacă unul dintre ele l-aveam acum, îți construiam ce post de radio vrei, ce post de televiziune vrei, că aveam banii aia. Dar nu mai aveam timp să cânt. Nu mai aveam timp de sufletul meu și atunci am decis cum am decis și sunt împăcat cu treaba asta, că am ales viața boemă de artist. Poți să-ți muți puțin lumina aia? Ai un ochi realmente acoperit. Dar mie îmi place așa în dualitate. Bun, bine, atunci rămâi așa. Mă deranjează. Acum te știu, te știu, nu știam, nu steau, acum te știu. Da, am înțeles ce spui. Cum să trăiesc, cum oscilez între o viață materială și o viață spirituală și de aceea am stat într-o lumină duală. Am înțeles. Stai cum vrei tu, nu-i problemă. Așa. Da, am înțeles ce spui. E complicată situația asta. Pe de altă parte, nu știu, bănuiesc că mai e și bine din când în când, că nu-i tot timpul așa. E foarte bine. E foarte bine mai mult decât rău. Știi, am câteva amintiri cu tine, da? Am amintirea... Ce bine ne era atunci. Mai ții minte când ne-am cunoscut noi, de fapt, că am ajuns cu... Tu cântai în Partizan, la Vioară, da? Și am ajuns la Brașov, la un festival de film, unde era primul meu film Balta Albă și a cântat și voi, mă rog, tu cu Partizan. Da, păi, ce da. Era frumoasă viața atunci. Eram mai puțin nevrotici. Sau eu cel puțin, că nici eu nu mă exclud din categoria nevrotici. Sunt conflictual compulsiv by default, acum că avem și situația asta. Sunt tot timpul în roșu, dar e obositor, jur. Nu, este, dar nu știu, ne și încarcă treburile astea pe care le facem. Imaginează-ți, mi-aduc aminte când cântam atunci, dar și acum imaginează-ți că tocmai acum este a 13-a zi de când a început dezlegania, din care 12 au fost consecutive cu acțiune zilnică. Încărcat, descărcat de scule, montat... În orașe diferite. În orașe diferite. Și condus, da. Am înțeles. Și seara, după ce tot se termină și împachetez mașina, bineînțeles că nu mă duc la somn, că mă stau undeva la un after party cu ceva prieteni. Iar lucrurile astea de multe ori m-am întrebat, zic, măi, cât rezistăm, că totuși, cât rezistăm, dar reziști. Când faci ce-ți place și îți urmezi pasiunile, cred că te și încarcă mai mult decât te consumă. Simți oboseala la fizic așa, da? Băi, odată condusul e... Că eu știu că tu conduci, e complicat. După ce ai stat, ai cântat, ai pus culele, mai stai și unul la un after party acolo, du-te, culcă-te, trezește-te, condu. Nu-i prieten omului. Nu e, să știi că nu e. Pentru mine, dimpotrivă, condusul e foarte relaxant și abia aștept să conduc și mai ales seara, noaptea, după concerte. Da, știu, și mie îmi place să conduc noaptea. Da. De multe ori prefer după concert să mă urc în mașină să conduc până la locația următoare ca să mă trezesc acolo odihnit. Îți pui muzică în mașină, ce spui să cânte? Stai că am dat bricheta jos. Ce spui să cânte? Pentru turneele trecute chiar am anumite playlist-uri reprezentative, dar acum în acest turneu în care am călătorit doar eu cu Luiza, nu am ascultat nimic, dacă îți vine să crezi. Vă așteptați? Nu avem nicio legătură. Glumeam. Pur și simplu, nu știu, am discutat mult, am dezbătut mult, probabil. Mm-hmm. Probabil că am și simțit așa o nevoie de a fi și un pic mai liniștit, că se adună și lucrurile.
Știi, mă gândeam înainte să începem povestea asta, înainte să dau record, da? Mă gândeam la ce să mai vorbesc cu tine, da? Îți faci niște idei în cap înainte de fiecare podcast, ca și la concert, da? Înainte să te sui pe scenă, cam știi ce și cum. Băi, mă gândeam că în sălbăticia aia unde locuiți voi acum, da? În România aia, care este alta decât asta de aici, eu sunt mai la marginea Orientului, da? Am simțit așa o ușoară invidie pentru pandemia care v-a prins acolo. Că, băi, era aer curat, e o curte din câte știu, e altă treabă. Și probabil și lumea s-a raportat mai puțin nevrotic în zona aia, nu știu, întreb, de fapt. Sincer să fiu, a trecut insesizabil pandemia pe lângă noi. Adică povestea aia cu izolarea. Noi suntem, uite, poate sunt unii care se uită și nu știu de unde să ia toată povestea. Noi locuim într-un sat în Maramureș, în care ne-am mutat cu un an înainte de pandemie. Unde ești acum? Da. Și a venit pandemia. Trebuia să stăm în ogradă, mă rog, în casa, fiecare în casa lui. Dar asta pentru mine a însemnat același spațiu, adică n-am modificat spațiul în care trăiesc în cei 2 ani de pandemie de izolare. A fost același spațiu în care am trăit. Ce s-a schimbat a fost că n-am mai călătorit în turnee și prin urmare am stat foarte mult timp acasă, în care am avut vreme să-mi fac multe idei, să le pun în practică, așa. Deci, în cei 2 ani de pandemie în care am stat acasă, am avut foarte multă vreme să învăț de tot felul de idei ce stagnau în minte. Așa a apărut Cei care tac, așa a apărut Dezlegania și mai multe. Da, cum se spune, timpul pentru opere de sertar, da? Au ieșit, s-au pus. Mulți au făcut treaba asta. Uite, vorbeam cu prietenul Bujor Stoicovici. El a scris un album extraordinar, dar tot așa e, muncă de pandemie, știi? Da, da, Și da, da. cred că s-a muncit la treaba asta. Ba mai mult, cred că în toată situația aia și isteria aia, cel puțin aici în București, băi, era foarte reconfortant să te retragi în muzică. Eu știu că cât a trebuit să stau în casă, băi, am ascultat albume pe care nici nu mi-am mai pus problema că aș avea timp vreodată să le ascult, știi? Bă, unele le-am reascultat, dar am ascultat, hai să zicem, de la diverse trupe, am ascultat albume pe care le-au scos și n-am nici mi-am pus problema că aș putea să le ascult. Aia și am avut o serie de surprize foarte plăcute. În primul rând, spre exemplu, așa am mai vorbit despre asta la podcast, am observat că s-a schimbat în ultimii ani s-a schimbat masterizarea. Chitările sunt mult mai în față, știi? Înainte era că dacă se dau pe radio să nu te arzi cu ciorba, chitările jos, compresate, vocea caldă, melodicitatea mai în față. Nu, nene, acum e mult mai abraziv. Și am avut o surpriză, de pildă, este un album Whitesnake, The Blues, ceva, în care ei își recântă piesele blues și este remasterizat cu sound de blues, dar soundul ăla de blues este foarte interesant prin aceea că am deja o ureche, am și o ureche acolo cât de cât. Soundul de chitară era unul la unul cu Soundgarden, iar tobele erau masterizate ca Pantera Vurgăl Display of Power. Și ei au reușit să facă din ambalajul ăsta blues, cu ele aduse foarte în față. Zic, uite mă ce treabă, știi? Tu și înregistrezi acolo. Da, albumele respective nu le știu, dar sigur că ascult și eu diverse chestii și înregistrez, da, înregistrez și știi ce s-a întâmplat în cazul meu? În pandemie mi s-a schimbat complet toată abordarea asupra muzicii, auzul, simțurile, pentru că am stat brusc, mi s-a schimbat timpul în care am stat pe ele. Și multă liniște la voi acolo. Și multă liniște, adică uite, o chestie pentru muzicieni. Prima senzație pe care am avut-o atunci când m-am mutat în natură, după 5 ani de București, m-am mutat în pustiu, undeva în Maramureș, într-un sat. Iar printre primele senzații pe care am avut a fost ca atunci când cobori de pe munte și ți se înfundă urechile. Stiu urechile, da.
stăteam și vine senzația de căscat. Poți să pui senzația de căscat, depresiunea, aia o simțeam, de la atâta liniște. Am fost și odată, mi-au camintă, la un moment dat când am fost la munte, erau unii că așa e, sport național, cu drujba sau cu bormașina, nu știu. Dar cumva, oricât zgomot făceau, era mai tare ca volum liniștea muntelui, nu știu cum să-ți explic. Înțelegi? Încât nu m-a deranjat. Ce frumos ai zis, da. Da, chiar e senzația auditivă pe care am încasat-o, chiar asta am încasat. Zic, uite mă, ce treabă. Pe de altă parte, eu personal, în momentul în care... Asta cred este un proces foarte personal și foarte interesant pe care l-ai spus. Eu personal cred că aș avea o problemă realmente. Eu sunt născut, crescut în București, am o relație de sânge, mâncat, aș născut în Sălăjean, în orașul ăsta, mă înțelegi? Așa? Sunt obișnuit cu zgomotul. Mie îmi trebuie zgomot și asfalt. În momentul în care mă duc într-o zonă de asta, mă izbește liniștea aia. Băi, am o senzație bizară. Bine, dorm până la urmă, nu e problemă. Și sunt curios cât mi-ar lua fizic, da? Și prin ce procese ar trebui să trec încât să găsesc un confort. Mie puțin, e atât de multă liniște, nu-mi displace, dar am un soi de disconfort. Pe de altă parte, cred că pentru sănătate mentală e foarte bună liniștea asta. La. Cred că au fost niște schimbări în bine, sper. Dar mă gândeam acum, în timp ce te ascultam, mă gândeam că, de fapt, în cât timp a fost asimilată mutarea asta a mea? Adică, na, te muți. Într-o lună zici că, a, ce fain e că ai o viață nouă, dar apoi în 3 luni schimbi radical niște lucruri, apoi într-o jumătate de an și apoi într-un an, iară se schimbă radical niște lucruri de astea de viață nouă. Și cred că la mine au fost niște schimbări destul de puternice, destul de mari, în timp de 3 ani. Că apoi, după... S-au fost niște etape. Să zic așa, da, s-au dus niște etape de-astea referitor la ce vorbeam, la acomodarea într-un nou spațiu. Da, care nu e orice tip de spațiu, ci ești în mijlocul naturii. Da. Îți prelungește viața, în primul rând. Am văzut, îți prelungește viața treaba asta. Aerul, mâncarea, țuica sau ce Dumnezeu mai fi pe acolo. Știi? Da, da. Doi la mână, dacă ai o curte, da, dincolo de activitățile, hai să zicem, profesionale, muzică sau whatever, ce mai facem, dacă ai o curte, întotdeauna ai ceva de făcut. Dar întotdeauna ai ceva de făcut. Ceea ce cred că e foarte sănătos. Și mai e o treabă. Băi, ideile alea bune, da? În ceea ce faci, îți vin habar n-am când pui țigla pe casă sau când ai tăiat o găină sau înțelegi? E foarte interesant. Adică am constat. Eu am pățit treaba asta. Ai mei s-au mutat la țară, da? Și m-am dus de Paște acolo și am stat câteva zile. Lasă că am încasat manele de la toți vecinii și de alea de gelanie. Am încasat vreo 3 de gelanie de m-a apucase pe mine depresie. Și vis-a-vis era mai dar m-am suit, a fost ok prima seară, a doua zi, a treia zi am tuns via, a patra zi am curățat-o de licheni, deci nu mai puteam, trebuia să fac ceva. Și știu că statul la țară îți conferă, dacă mă întrebi, un avantaj și nu e o viață ușoară, e mai greu decât aici unde ai totul la botul calului. Apartamente robot, cum se spune, apă caldă, electricitate, internet, televiziune, gaz. Sunt avantaje și dezavantaje, bineînțeles. Și foarte multe dintre ele sunt așa, sub formă de iluzii, și în oraș și la țară. Uh-huh. De exemplu, mutarea mea din București la țară a fost că la țară sunt izolat, că vai ce izolație, vai ce m-am tras în natură și cât de izolat sunt. Dar în 10 minute sunt în primul oraș, în 40 minute în al doilea oraș, o oră următor oraș și deja la 2 ore am orașele mari, printre care Cluj, Oradea, satul Zi mare. Zi Cluj. Cluj. Când ești în București, cât faci între 2 stații de metrou?
Sau o zi în care mergi la job, faci 2 ore. Nu, că merg cu metrou și fac jumătate de oră eu personal. Metrou, și jumătate ai de oră. Jumătate de oră, 10 minute ajungă până în primul oraș mare. Am înțeles. Dar dincolo de aspectul ăsta, este cum se spune, veșnicia s-a născut la sat și mai ales pentru o generație care nu prea mai știu eu cât mai stă prin sate în momentul de față, că de când Pleșu zicea mișto, că bă, ce a stricat țăranul român după Revoluție a fost că a venit televiziunea și a arătat chiloții Madonei și i-a dat peste cap lumea, știi? Este mai ușor să-ți duci o viață personală, intimă, de tip spiritual, cu relații pe verticală, înțelegi ce zic? Doar și pentru faptul că aici, da, este atâta lumină în orașul ăsta, încât nu vezi cerul noaptea. Băi, când stai la țară și nu e lumină, și nu e nici în orat, da, este o ferie aproape în fiecare noapte, să stai să cași ochii la cer. E alt raport cu viața. Exact așa se întâmplă, se formează un alt raport cu viața pentru că te raportezi altfel la viață, evident. Uite, activitățile astea de curte, de casă la curte, sunt diferite față de activitățile făcute într-un apartament în oraș. Unul la mână. Eu nu mă duc la sala de forță, la sala de fitness, Tailem. pentru că tai lemne, sau dau cu coasa, sau mai sap în grădină, sau urmează să tund via acum. În toamnă o strâng via, iar acum o mai beau. Ce vine? Vin de casă. Asta Iar am înțeles, că am bănuit că e producție proprie. Întrebam ce? este vin Ce culoare? Corbeau. Blanc cu Corbeau. Avec le plus cool. Avec le brâncuș. Ah, avec le brâncuș. Aici pe brâncuș nu-l articulezi. Atâta, atâta limbi străine știu. Am înțeles. Da. Și asta e fain, că ai tot felul de activități. Și eu așa îmi împart timpul. Adică în fiecare zi fac un pic de sport. Mai mult primăvara până toamna târziu, că dacă e zăpadă nu prea e tare multe de făcut. De așa cum urmează să tund vie, să strâng prin grădină, abia aștept. Asta a intercalat fix ca mod de relaxare printre studio, printre cântat, printre concerte. E bine. Și când Relaxat. plecați, cum rămâne gospodăria? Că sunt bănuiesc chestii pe care trebuie să le faci zilnic. Și cum sunt oamenii acolo? Vecinii? Foarte fain. Vecinii, chiar am prins o comunitate foarte faină, am găsit o comunitate foarte faină aici unde suntem. Sunt oameni normali, avem noroc să ne împrietenim cu oameni și faini. Și avem în jurul nostru, de fapt, o comunitate de oameni care fac lucruri foarte faine, dar pentru asta mi-e greu să vorbesc despre alții. Ce mai mult, iar recomand același lucru ca la dezlegание. Haideți în vizită pe la 7 la Hambar, la evenimentele noastre, că numai așa ne vom putea cunoaște cel mai bine. Vreau să spun o poveste. Ți-am zis că ai mei s-au mutat la țară și s-au mutat de mulți ani, dar au mai schimbat casele și satele dintr-o zonă în alta. Și e hilar și amuzant și foarte trist ce urmează să spun. Au fost vremuri în care, într-o noapte, da, aveau niște vecini localnici. Vecinii localnici, dacă mă întrebi, acolo niște vecini foarte buni. Băi, acolo erau cu probleme mari cu alcoolul și cu bătăi de neveste și cu erau cu probleme mari. Și a fost o noapte în care, știi cum e, te duci la sat și e bine să te împrietenești cu preotul, cu primarul și cu veterinarul. Dacă ți-ai Bine, făcut fără, prietenii da. ăștia, deja ai acces altfel la ierarhia locală. Și ai mei, bineînțeles, erau prieteni cu veterinarul, care era veterinar pe comună, adică era veterinar pe vreo trei sate, poate chiar mai mult.
Și ai mei într-o noapte cu niște prieteni au făcut un berbecuț la proțap și l-au invitat și pe veterinar care n-a putut să vină. Dar a venit a doua zi veterinarul care le-a povestit alor mei replici în tocmai pe care ai mei l-au vorbit în curte în noaptea aia la proțap. De ce? Pentru că vecinul de alături, care se plictisea acasă, era foc mare în curte, da? Și nu se vedea nimic împrejur. Vecinul de alături a știut treaba asta și a luat o țuică și s-a suit sus pe cum îi zice, pe șopronul lui, pe garajul lui și a căscat gura toată noaptea la ce s-a vorbit în curte acolo. Și zis, bă, pe bune, adică cum să ai viața asta tu cu tine? Și a doua zi, bineînțeles, se știa în toată comuna ce s-a vorbit în noaptea aia în curte. Incredibil. Și aici am o reținere cu mutatul la țară. Lasă că la București poți să-ți mai eviți vecinii. La sat e puțin mai complicat. Și dacă nu nimerești într-o comunitate de oameni, cum bine ai spus tu, cu toate țiglele pe casă că ești la țară, e complicat. Da, numai că știi cum e. Pădurea și uscăturile ei e valabilă peste tot. Pentru că și în București am avut vecini interesanți. Și în Zalău am avut vecini interesanți și la peste tot pe unde am locuit am avut vecini interesanți și aici. Adică să nu crezi că trăiesc pe un colț de rai, trăiesc într-un sat din România, din Maramureș. Și aici, vara, când vine... Sună colț de rai. Sună, este și chiar este foarte fain. Dar uite, de exemplu, în timp ce apar hipsterii cu glezne goale în Cluj, în Maramureș apar băieții cu drujbele și manele. Că ăștia apar deodată. Când dă căldura, îți primii. Cositoare, mă refer, la cositoare și manele. În Cluj, în orașe sau în alte orașe mai mari, apar hipsterii cu glezne goale și sacou pe frig. Așa fac și eu, când vine căldura. Deci stai cu gleznele goale? Da, mă duc cu glezna goală pe câmp și bag o coasă. Da, altfel dai la coasă în gleznele goale, știu ce spui. Ai o conexiune de-aia spirituală, mi se reglează chakra verde cu chakra verde a naturii și e formidabil ce se întâmplă. Da, trebuie să spun și întrebarea asta, că nu am cum să arate. Stați la numărul 23? Nu. Peste. Se întâmplă oricum, se întâmplă tot felul de... Trebuie să reamintim, noi am mai făcut un podcast și avem o întâmplare. Eu locuiesc la numărul 23, dar am două 23-uri și apartamentul și numărul și interfonul, deci sunt 3. Da. Ce? Și tot acolo locuiești? Deocamdată, da. A fost foarte amuzant să aflu că voi aveți o problemă, da, în special doamna, că ea e mai în povestea asta, da, cu numărul 23, în care de câte ori întâlnești un 23 se întâmplă câte nu știu ce. Și noi am mai făcut acel podcast înainte, da, unde am vorbit de problema asta și mi-a rămas în cap, adică și de câte ori vă văd îmi vine povestea asta în cap. A, 23. 23-ul. Da. Și am văzut că ai scos și niște piese sau un soi de proiect în zona asta, pe canalul YouTube la voi. A fost să știi că mă uit ce faci. Primul spectacol pe care l-am dedicat lui Brâncuș a fost Blana con Dios, starea 23. Iar unul dintre 23-le interesante, care niciodată n-a apărut până săptămâna trecută, a fost o stradă care se numește fix 23. Deci ne-a apărut acum, ieri. Ieri a apărut strada 23, așa se numește ea. Și niciodată n-am mai avut nume de stradă, cifră, număr. Numărul să fie numele de stradă. Asta e ca la americani, știi? E Avenue și Street, da? Unele sunt nord-vest, nord-sud și alte est-vest, dar spre numere, ceea ce lor le simplifică fică foarte tare, că au o noimă și e relativ simplu să ajungi de oriunde. Pe de altă parte, e mai frumos cu nume așa și de-aia zic, de unde fi venit 23 acolo? Fi de la 23 august și nu s-a șters augustul. Nu cred, că am mai văzut alte stres tot cu nume de... Numere, cu numere. Unde e asta? Unde era strada 23? Lângă Baia Mare, într-o localitate. Ah, ok. Probabil că, nu știu, n-au avut chef să caute nume de străzi și au pus numere. Le-au numerotat pe toate de undeva începând.
Am înțeles. Sigur nu a fost o numărătoare, cum se numește, alfabetică. Nu a fost o numărătoare alfabetică, le-au pus la întâmplare. Că n-au avut litere să le pună alfabetic, nu? Au avut numai numere. Mai ții minte când de seriile, mi-am amintit zilele astea, mai ții minte de seriile noastre, nopțile, de fapt că stăteam și beam până la răsărit de la sala aia de repetiții? De pe austrului. Da, unde era complicat să intri, că erau niște câini acolo care păzeau foarte bine și dacă intrai, nu intrai, trebuia să fie un domn de la pază care să te ducă. Dar ce amintiri frumoase am și de acolo. Da, un adevărat centru cultural ce s-a întâmplat acolo. Foarte multe schimburi de idei și foarte multe muzici am descoperit acolo, chiar de la întâlnirile noastre. Am avut un puseu de nostalgie, îmi cer scuze, dar așa e după vârstă, mă te mai actun junghi, știi? Păi te aștept pe aici, pe la noi și de pe nostalgie, tine și pe... De socialism, de te mirci. Asta că e bine așa. Da, acolo la voi e și departe, dar nu se poate pune de... Că am văzut că, uite, să mai fac de pildă festivaluri prin curți, mini-festivaluri, cu mâncare, cu cântare, cu bilete, cu stat cu cortul. Se fac și am mai participat la unele altele, dar multe le-am organizat noi aici, la noi. Adică noi unde locuim nu-i o casă unde locuim, este un ditai centru cultural unde facem o groază de evenimente. Și casa nu e o casă în care locuim și ne ținem bagajele, este o casă pe care am transformat-o în spațiu cultural. Pentru că camerele sunt una studio, cealaltă este un fel de muzeu pe care l-am intitulat Camera Analog, în care am făcut multe o expoziție de aparatură analog, aparate foto pe film și pick-up-uri și viniluri și magnetofoane. Avem expoziții încă montate acolo. Iar cei care ne ascultă acum să se uite pe Facebook pe al șaptelea Hambar. Despre asta vorbesc, spațiul nostru de activitate. Hai să spun acest aspect. Noi ne știm foarte bine și mai vorbim din când în când. Este pentru prima oară când aflu de povestea asta. Da, mai povestește-mi un pic despre. Când se întâmplă, cum se întâmplă, cât de complicat e să ajungi la voi? Totul a început în perioada pandemiei, când ne manifestam atunci cum puteam, cu diverse evenimente. Și a continuat și după pandemie, adică după ce s-au deschis drumurile și evenimentele și am început să avem și noi concerte. Dar într-un oarecare echilibru, adică na, când suntem pe aici, vedem că atunci facem evenimente pe aici. Acum cum suntem plecați cu concertele astea, cu turneele de zleganiei, a fost mai răruț. Dar abia aștept să vină vara și să reluăm întâlnirile noastre din al șaptelea Hambar de la irealitatea de sus. Ce presupune asta exact? Că uite, dacă vreau să vin, da? Vin cu cortul, am unde să stau? Sau găsesc cazare? Ce mănânc acolo? Că dacă vin acolo trebuie să mănânc toate alea grele la ficat, știi? Trebuie să-mi dau greu la ficat. Găsesc suică? Da. Bineînțeles că se găsesc toate lucrurile vinul astea. Vinul corbului. Ăla nu știu dacă mai ține până ajungi tu aici. Dar se găsește pălincă, bineînțeles că se găsește că e tărâmul pălincilor aici în Sălaș și Maramureș. Păi, stemă local, națională. Aici la noi se fac cazările în toate formele posibile. De la pensiuni, la cort, la hamac, la hostel, pentru că oarecum sunt toate astea la îndemână aici. Dar cel mai mult punem accent pe întâlnirile dintre oameni, pe care le facem tot timpul sub centrul unei tematici pe care o dezbatem. Adică ne fixăm o temă și stăm și o dezbatem, o discutăm, o conferință. Asta e termenul, o conferință. De fiecare dată combinat cu momente muzicale, momente artistice, de la poezie, la literatură, la fotografie. Am făcut ateliere pentru tot felul de
oameni, mă refer că nu contează tare mult vârsta sau pregătirea cu care vii, pentru că putem să scoatem împreună ce e mai frumos din artă, oricare ar fi ea. Muzică, fotografie, literatură, poezie. Te întreb și acest aspect. Trebuie să fie cumva win-win pentru toată lumea. Este și un business, poți să scoți niște bani, să plătești niște bilete, să participi sau să percepi o taxă sau... Sau dacă sunt ăștia mai comuzi și sofisticați de aici, mai de la marginea Orientului, care ar vrea să cumpere un pachet. Băi, vreau cazare, să am asigurate 2 mese pe zi și vedem ce se întâmplă acolo și unde, la ce evenimente particip și cum. Adică ați mers până într-acolo sau e work in progress? Sau nu? Nu am mers, nici nu ne-am gândit, nici nu am abordat în felul acesta, pentru că nu e un business, e un mod de viață în care așa facem noi și așa ne manifestăm noi. Cei care vor să vină în preajma noastră, împreună cu noi, pot doar să-și aleagă din diversitatea de variante ceea ce li se pare mai confortabil. Adică, dacă vrei spa și piscină și lux de ăla, nu e ăsta locul. Dacă vrei un loc în natură în care stai liniștit să simți, cum ai zis mai devreme, în care poți să privești cerul, ăsta e locul. Dacă vrei să stai tolănit într-un hamac sau să dormi într-un cort sau să dormi într-un foișor pregătit pentru dormit, bineînțeles, ăsta e locul. Scoți camera din buric, nimic. Asta meniu de restaurant. Cum? Am spus o prostie, trecem peste. Am zis că dacă stau în hamac, de obicei îmi scoți camera din buric, care mereu au aceeași culoare, orice ai purtat. Dar nu o să ai vreme de asta, pentru că o să te uiți la cer cât e de frumos și o să rămâi blocat așa cu... Am înțeles și că știi de pildă acum în 2023, când vine vara, cam când o să se întâmple sau încă... Nu, n-am nimic a pregătit, pentru că acum suntem ocupați cu dezlegania. Probabil că prin aprilie, pentru că și în martie avem tot dezleganii, mergem în Republica Moldova și probabil că în aprilie, mai... În iunie, iulie, sigur se întâmplă, că atunci mereu am făcut. Am înțeles. Dar urmăriți-ne pagina, cei care ne ascultați acum. Urmăriți-ne panacorbului.ro sau al șaptelea hambar pe Facebook sau proiectul Corbu pe Facebook sau pe alte pagini. O să pun linkurile astea și în prezentare jos aici pe YouTube și ne-am mutat și pe Rumble. Da, o să fim și pe Rumble de acum încolo, de cu tine odată, da, și o să pun linkurile în prezentare, cine vrea să ne vedem acolo, mi-ar plăcea să ajung. Da. Down to the hole. Băi, trebuie să te mai întreb și asta, că urmează continuarea turneului Dezlegania și vă duceți în Moldova. Este a doua oară când îmi spui unde o să cântați acolo. Uite, poate e cineva din Republica Moldova și vrea să știe și câte cântări o să fie. Anul trecut am încercat să facem 4 concerte care să includă principalele orașe. Cahul, Chișinău, Bălți. Și mai e un oraș pe care mi-l aduc aminte acum. Ok. Și tot acestea încercăm și acum să le potrivim și să le facem. Ce stabilit și bătut în cuie deja este Cahul și suntem în discuții și cu următoarele. Abia așteptăm să le clarificăm și să le postăm pe panacorbului.ro și pe Facebook și să anunțăm oamenii și să ne vedem un număr cât mai mare. N-ai niciodată. Ba da, am o dată. Dar nu mai știu acum, din cap. Am înțeles. Ok, dar când ce perioadă? 12 martie la Cahul. Am înțeles, da, acum, imediat. Ok. Ai primit? Da, da, am primit, așa scrie... nu le posturi, nu? Nu, nu. Răzuiește, dacă răzuiești, poate... Păi nu, dacă văd cât am cheltuit în turneu, nu cred că trebuie să mă. Nu te uita la bani, da. One for the money, two for the show. La teatrul Bogdan Petricei cu HD-ul. Trebuie să nu confund suma cu data. Sper că nu. Am înțeles, nu e o sumă atât de mare cât să fie câteodată.
Gata, gata, mi-a cerut creditul, a zis, nu, nu trebuie să vezi. Ok, da. Nu e pentru artiști. Bun, dar am și această întrebare. N-ai senzația asta că dacă te duci acum în Republica Moldova, te cam mănâncă în cur și, cum se spune la paraziții, te scârbim cu cărbit? Ai o reținere? Aveți o Anul trecut reținere? ni s-a anulat concertele din Republică pe motivul războiului. Și avem cumva emoția asta. Zic, bă, totuși ce facem? Ne băgăm așa în gura lupului? Adică un pic de discernământ trebuie, nu chiar ca dai cu capul de perete așa ca prostul. Și aș fi făcut-o. Iar ca dovadă am făcut-o anul acesta când au fost cutremurele din Târgu Jiu. Când au fost cutremurele din Târgu Jiu, eram în Târgu Jiu, că atunci Oh, începeam noi turneul. da. Și a fost prima dată când ne-am simțit și eu cu tremur de 5, nu știu cât. Eram în hotel, în Nu l-ați pat. provocat voi cu trupa. Ca norocul, nu. Sper că am provocat cu totul și cu totul altfel de cutremure, nu astea de pământ. Și m-am gândit un pic, adică aceeași gând, ce fac? Mă bag în gura lupului așa? Adică văd, toată lumea scrie articole, reportaje. Păi, poate exagerez eu, știi, dar aș avea o reținere. Băi, nu știu ce să zic acum, știi? Mai ales că am cântat într-un subsol. Adică nu știu cât de în siguranță era. Erau oameni în Târgu Jiu care dormeau în corturi, ca la televizor. Da, nu, revenisem la Moldova eu și de-aia la reținerea de a merge acolo totuși în Și perioada asta. Moldova. Dormeau oameni în corturi pe motiv de război. Unii erau pe motiv de cutremur, unii pe motiv de război. No, cântă. Am înțeles, mamă, cred că, jur, mi-ar plăcea, uite că dacă, și nu știu dacă e așa, că știam mai din timp, băi, asta ar fi o poveste care ar merita un film în sine, un documentar, măcar de o jumătate de oră, știi? Avem un proiect muzical, da? Este ăsta cu Brâncuș, da? Așa, Dezlegania, și voi vă duceți cu Brâncuș în perioada asta să cântați în Republica Moldova. Băi, ce poveste! Hai cu noi. Sunt puțin ocupat în această Hai cu perioadă. noi, vino cu mine, păstrează scutărie, curățenia sufletului și pășește în această lumină difuză. Vino cu Aveți mine. cu ce să filmați? Puteți face niște filmări? Păi, facem niște filmări, pregătim tot și ți le dăm ție. Ok, hai să vedem. Poate cine știe ce. Băi, Da! măcar de un clip Da! și-ar trebui să Da! iasă. Da? Și cântare, și povești, și oameni, și... Na. Eu, hai să vorbim. Mamă, ce idee. Chiar am pregătit un clip de câteva minute pe care urmează să-l punem probabil imediat, îl mai verificăm imediat să vedem ce am făcut cu el, despre câteva păreri despre dezleganie. Și mai avem niște filmulețe, probabil le vom pregăti și pe Poți alea. să-mi-l dai și mie să-l atașez la acest podcast la final? Aș După ce fi... terminăm discuția? ce idee bună. Evident, bineînțeles. Mai... Când am eu idei bune, doamne. De idei bune nu duc lipsă. Bineînțeles. Nu mi-e nici mie ușor. Da, uite, ar fi și asta o idee. Bun. A, ce tare. Pe atunci, dragi telespectatori, priviți în continuare materialul pregătit Acestea special fiind spuse, da. pentru această emisiune. Păstrăm legătura, mergeți la evenimente, să ne vedem cu drag și în edițiile următoare. Mulțumim, Silviu, pentru că ne-ai invitat și în această ediție. Ce să mai zic? Băi, și eu vă iubesc, mi-e dor de voi și, băi, realmente vă țin pumnii și cu toate poveștile și cu toate cântările, și crede-mă că în momentul în care o să ai timp, eu chiar vreau să știu ce Dumnezeu, vreau să știu, cum să spun, de la fața locului ce se întâmplă prin Moldova pe acolo și cum o se vadă prin ochii voștri. Sunt realmente curios. Pentru că noi doi suntem prieteni și prietenii mei, în general, sunt mai presus de orice îndoială la rațiune. Da? E important să nu ne pierdem simțul rațiunii, știi? Și știu cum se vede lumea, am așa o idee de cum se vede lumea prin ochii tăi și cred că o să... Mai știi că ne este un clip cu povești, măcar atât? Da. Uite, știi ce? Referitor la chestia asta,
Noi am, eu am inventariat aventurile și experiențele pe care le-am avut în turneile astea sub formă de jurnal de călătorie în care am scris ce am văzut în jurul meu și am fotografiat. Dar pentru tura de Moldova poate ar fi foarte interesant să facem un fel de mici intersecții în zilele în care vom fi pe acolo și să-l filmăm în timp real. Poate are și ceva fain. Tu mi-ai dat ideea. Adică... Să-l faci live pe Facebook, de pildă, sau pe YouTube, sau pe Ciofi? Îl facem privat între noi și pe el publicăm ca emisiune. Ar fi o idee și asta. A, uite, după ce încheiem aici, poate vorbim detalii. Mamă, ce idee ar fi asta. Uite ce nu. Da, da, da. Vezi că trebuie sunet bun și imagine. Atunci chiar îl am bun. Da, da, trebuie să mi-l dai pe mână pe cel care filmează. De sună nu mă îndoiesc că știu că te ocup. Cine filmează trebuie să avem o discuție înainte. Peace, love and heavy weapons. Băi, foarte mulțumesc. Și mă bucur că ne-am văzut și mă bucur că ne-am văzut și atunci la București. Și mă oftic că eu întotdeauna aflu după ce ați fost în București, pentru că trebuie să dați un semn că ați cântat aproape de mine și știți că tot acolo stau și ce frumos se vede Calea Victoriei și ce mai putem să mai stăm și acolo la povești. Și mai știu că, sau nu știu dacă să spun asta, dar mai știu că ai povestit-o data trecută și uite, de asta îmi iau libertate acum, că aveți acest factor extraordinar al turneelor de a dormi pe la prietenii din locul respectiv, if available, știi? Ceea ce e de corazon aici. E altă raportare la viață decât la cinstele. Bineînțeles. Stă formația metalică. Da. Dar poate să... Nu, ne mergem foarte mult și locațiile pe care le căutăm și unde mergem strict pentru oameni. Adică nu... De bine de rău ni se oferă o groază de chestii și de bine de rău reușim uite așa să îi selectăm în funcție de felul în care ne simțim bine cu oamenii. La fel mergem peste tot, în special unde cântăm. Nu mă interesează că e un loc bine văzut pentru nu știu cine, nu mă interesează că locul ăla aduce nu știu ce, nimic din toate astea nu mă interesează. Ceea ce mă interesează peste tot pe unde mă duc și ce ziceai, e să mă simt bine cu oamenii, cu gazdele la care mergem. Să cântăm, să petrecem, să dormim, să facem poze, orice o fi să fie. Cel mai important lucru este să ne simțim bine. Dacă ne simțim bine atunci când ne întâlnim, deja restul e un bonus atât de frumos. Mai am o întrebare. Ce faci tu acum în Moldova? Ești tu și cu Luiza doar, da? Este proiectul Dezleganie, care este un happening, da? E un kind of one-man show, da? Nu e cu band. Nu, nu, nu. Dezleganie este one-man show. Este un spectacol gestionat de Luiza, în care eu cânt cu vioara și cavalu și instrumente electronice. Și niște visual-uri le-am văzut acolo. Da, folosim efecte vizuale și olfactive. Slănină cu... Nu, asta e mirosul pe care îl folosim, este secret, dar vă invităm să pășiți în porțile Dezleganei să-l trăiți pe propria piele. Și la fel folosim și efecte sonore, efecte vizuale și olfactive. Bun, minunea tehnicii moderne. Te-am întrebat asta pentru că mă gândeam că cine Dumnezeu în afară de tine, da, și colega ta de viață ar mai fi atât de nebun să ducă acum să cânte în Republica Moldova ca band pentru niște bani acolo, eventual. Crazy. Băi, vă țin pumnii și sărutări de mâini, domne. Mulțumim, îi transmit, te salutăm din spatele camerei, transmite, da, salutări. Și urmăriți acum, după ce ne luăm noi la revedere aici, câteva imagini de la Dezleganie, da? Ca să știm despre ce vorbim. Salutările mele în Republică. Pa, pa. Transmitem, vă salut și eu. Prima
prima parte a turneului Dezleganie, Ritualul, spectacol sonor dedicat lui Constantin Brâncuș. Au fost 11 zile, fiecare zi corespunzând unui oraș, în care am reușit să ajungem în locuri special alese și la oameni special aleși, pentru că ulterior ne-am dat seama că au fost cei mai potriviți care puteau să fie în momentul respectiv la Dezleganie. Locurile le alegem în funcție de cum ne-am imaginat că ar fi spațiul cel mai potrivit pentru un spectacol sonor ca Dezleganie. În primul rând trebuie să fie un spațiu curat, un spațiu în care cei care găzduiesc respectivul spațiu să fie foarte deschiși, cu inima curată, și mai mult decât atât să aibă încredere în ceea ce se întâmplă pe scenă. Pentru că în momentul în care o gazdă are încredere în ceea ce urmează să ofere un artist, atunci efectul se va vedea și la public și cam la toată lumea care are acces la această Dezleganie, care nu degeaba se numește și Ritual. Cel mai mare câștig pe care l-am primit după Dezleganie a fost efectul intersecției artelor. Am cunoscut foarte mulți artiști, foarte mulți oameni și în urma întâlnirilor s-au legat diverse evenimente, diverse manifestări artistice și asta consider că este cel mai mare câștig pe care mi l-a adus mie Dezleganie. Ce câștig a adus Dezleganie pentru cei care au fost prezenți, nu știu. Reacțiile, bineînțeles că sunt diverse, de toate felurile. Cei care reacționează și se exprimă ne spun cumva zona prin care au ajuns cu trăirea. Indiferent de ce scule folosim și ce instrumente, cel mai important chestie pe care eu mă bazez este a pune suflet. Pentru că, până la urmă, astea sunt doar niște jucării pe care le-am luat de data aceasta pe scenă. Alte dăți au fost altele. Spațiul face parte din instrumentele cu care se realizează un spectacol.
ai nevoie de o idee, de un concept, de a le pune în practică, apoi de câteva instrumente, vioară, caval, MIDI controllerul și spațiul. Spațiul face parte din grupul de instrumente. Spațiul e parte din spectacol. Am scris jurnalul de călătorie, iar acolo am pus mai multe exemple de dualități care ne-au apărut și ne-au vegat pe de-a întregul evenimentului. Hai! A venit prietenul nostru cel mai bun. Hai aici! Hai! Hai! Da. Iar orice ați văzut, orice s-ar întâmpla... Hai mai aici! Vă mulțumim că ați fost cu noi. Vă mai așteptăm să veniți cu noi. Pace. Și prietenii săi. Podcast Nu Futilități.